Ziua Națională a României a fost sărbătorită la Sibiu printr-o serie de manifestări organizate de autoritățile centrale și locale împreună cu garnizoana militară a orașului. Ca în fiecare an, sărbătoarea a început în fața clădirii unde a funcționat Consiliul Diligent al Transilvaniei după unire timp de 2 ani. Aici a avut loc o ceremonie militară și religioasă. La manifestările organizate la Sibiu cu prilejul Zilei Naționale a României a participat și înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Ca de fiecare dată, evenimentele au debutat în centrul orașului, unde ierarhul a oficiat o slujbă de pomenire pentru toți cei căzuți în lupta pentru unirea și independența neamului românesc. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toate milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște romi nefrednici, cu milința aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Reprezentanții instituțiilor publice și ai organizațiilor au transmis apoi mesaje și au depus coroane și gerbe. Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județului Sibiu. Sărbătorim astăzi România și în această zi specială privim în fiecare an la tot ceea ce avem mai bun ca țară, ca popor. Realizăm în aceste momente cât de bogată este România, atât ca resurse materiale, dar mai ales ca resurse umane. Astăzi, de Ziua Națională, vă invit să schimbăm perspectiva din care ne judecăm ca nație. Să nu mai privim doar spre lucrurile care, este adevărat, trebuie mult îmbunătățite, ci să pornim de la jumătatea plină a măsurii. Vom pleca pe la drum cu conștiința că se poate și astfel vom reuși mai ușor în ceea ce ne propunem. Momentul culminant al manifestărilor de la Sibiu a avut loc pe Bulevardul Corneliu Coposu, unde au defilat comandamentele garnizoanei Sibiu, ale Inspectoratului Județean de Poliție, ale Inspectoratului de Jandarm și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Sibienii au avut posibilitatea să admire uniformele soldaților de altă dată, precum și tehnica militară din dotarea garnizoanei Sibiu. Studenții Academiei Profesionale de Luptă Militară, cum erau echipați soldații, elevii școlilor de ofițeri și ofițerii în perioada 1873-1921.